În ultimele două luni, 39 de milioane de dolari au fost transferați din Rusia în Republica Moldova cu scopul de a corupe legătorii. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, rețeaua condusă de oligarhul Ilan Șor, condamnat în dosarul frauda bancară, a transferat doar în octombrie peste 24 de milioane de dolari pentru a mitui votanții. Ieri seara, poliția și procurorii au desfășurat noi percheziții în cadrul unei cauze penale deschise pe fapte de corupere electorală. Banii erau introduși în țară prin intermediul aplicației PSB, care aparține băncii rusești Promsviazbank, aflată sub sancțiune internaționale. Schema de corupere electorală a început în luna aprilie acestui an, iar până în prezent au fost identificate aproximativ 138.000 de conturi pe care erau efectuate transferuri din Federația Rusă. Cetățenii erau ghidați în grupuri de Telegram cu privire la modul în care puteau accesa sumele transferate. Doar pe parcursul lunii octombrie, poliția a reușit să documenteze și să sisteze, să suspende activitatea astfel de boturi telegramice, 97 de grupe unde erau instruite persoanele și pregătite pentru a putea intra în posesia platformei PSB ca să beneficieze de aceste transferuri. Pe lângă transferurile realizate prin sistemul PSB, coruperea legătorilor continuă și prin alte metode, inclusiv prin intermediul curierilor. În acest context, miercuri au fost efectuate percheziții într-un raion din nordul Republicii Moldova, în urma cărora au fost ridicați circa 175.000 de lei. Bună ziua! Direcția Combate Criminalității Organizate. Avem autorizat percheziții la dumneavoastră domiciliu. Astăzi ați primit mijloace financiare? Astăzi ați primit mijloace financiare? Descinderile au vizat persoane care ar fi implicate în remunerarea fizică a votanților pentru turul întâi de scrutin și pregătirea terenului pentru turul 2. În prezent, în această schemă sunt documentate de oamenii legii peste 520 de persoane. O persoană care avea un rol secund a mers la conlucrare cu organele de drept și a oferit informații pertinente acestea. Persoana care avea rolul de coordonator pentru tot raionul, noi vedem că erau plicurile pregătite pentru toate cele 19 localități din raionul respectiv, au reușit să repartizeze mijloacele financiare către 36 de persoane, urmând încă peste 300 de persoane care să beneficieze din aceste sume de bani. În urma acțiunilor poliției și procurorilor, persoana care avea rolul de coordonator a fost reținută pentru 72 de ore. Amintim că pe 23 octombrie, Centrul Național Anticorupție a aplicat amenzi în valoare de circa 1 milion de lei pentru corupere electorală. Peste 350 de procese verbale recepționate de la poliție sunt în proces de examinare. Suma amenzilor pentru corupere electorală variază între 25.000 și 37.000 de lei.